Astăzi a avut loc a doua ediție a concursului de istorie, Alba Iulia, cealaltă capitală. Patru echipe reprezentând tot atâtea colegii din municipiul reședință de județ s-au luptat pentru marele premiu, în valoare de 5.000 de lei. La final, învingătorii au fost desemnați liceenii de la Colegiul Tehnic Apulum, care au demonstrat că s-au pregătit temeinic. Președintele Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel a încurajat pe toți participanții și le-a urat succes. Eu vă doresc succes și eu sunt foarte curios care vor fi echipa câștigătoare. Surprize, înțeleg că au fost de la preselecție, să istoria e frumoasă, e a noastră și trebuie să o știm. Livius Gârciu, purtător de cuvânt al Muzeului Unirii, a făcut o surpriză președintelui Ion Dumitrel. Livius Gârciu l-a supus pe șeful legislativului de Alba unui tir de întrebări de cultură generală. Ce ziar apărea în 1922, cu numai câteva săptămâni înainte de coronarea de la Alba Iulia? Nu-i greu de răspuns, dar știți de ce? Pentru că din 17 februarie a început să reapară este o apariție lumală. A fost și o întrebare aparte la care Ion Dumitrel a dat răspunsul dorit de toți conjudețenii. Să vedem care va fi capitala regiunii. Alba Iulia. Alba Iulia, într-adevăr. Echipele participante au reprezentat Colegiul Militar Mihai Viteazul, Colegiul Horea Cloșca și Crișan, Colegiul Tehnic Apulum și Seminarul Teologic Ortodox Mitropolit Simeon Ștefan. Să răspund la 40 de întrebări legate de istoria municipiului nostru. După epuizarea întrebărilor, echipa Colegiului Militar Mihai Viteazul, colegiul câștigător al primei ediții, a terminat pe ultimul loc cu doar 2 puncte. Locul al treilea a fost ocupat de elevii Seminarului Teologic. Pe primele două locuri, la egalitate, s-au clasat echipele Colegiului Tehnic Apulum și Colegiului Horea Cloșca și Crișan, fapt pentru care a fost nevoie de o probă de baraj. Egalitatea s-a păstrat și după baraj, fapt pentru care a fost nevoie de o probă numită moarte subită, pentru desemnarea echipei învingătoare. Proba a dat câștig de cauză Colegiului Tehnic Apulum. Care este numele singurului ofițer român? Hopa, hopa! Vedem acum cine câștigă, e sigur, câștigători avem ori Apulum, dacă răspund corect, ori HCC-ul dacă au greșit nou, cine va câștiga? Să vedem! George Pop! Cu 2 de P! Incredibil! Bravo! Felicitări! O fost cel mai bun! Față de anul trecut, concursul a crescut în dificultatea întrebărilor, dar competitorii s-au ridicat la nivelul exigenței. A doua ediție a concursului Alba Iulia, cealaltă capitală, s-a ridicat, cred că, mult peste prima ediție, prin pregătirea elevilor și nivelul întrebărilor a fost mai grele. Iată că Colegiul Tehnic Apulum a câștigat anul ăsta, au răspuns la întrebări la care nici eu nu mă așteptam să răspundă. Locul 2, HCC-ul. Locul 3, surpriza, cei care au venit în premieră, în finală, Liceul Seminarului Teologic Simeon Ștefan și locul 4, câștigătorii de anul trecut, Liceul Militar Mihai Viteaz. Oricum, felicitări tuturor și un concurs extrem de reușit. Pregătiți de profesorul Ion Popescu, elevii Colegiului Tehnic Apulum din Alba Iulia și-au exprimat în final satisfacția și entuziasmul. Mă simt extraordinar. Eu și echipa mea ne-am pregătit o perioadă destul de îndelungată, luând în considerare faptul că și anul trecut am participat la același concurs, dar pregătirea mai asiduă a fost efectuată în ultima săptămână, mai exact între ziua calificării, adică marți, și ziua de astăzi, vineri. Ne-am pregătit cam zi lumină, dacă pot să spun așa, în biblioteca muzeului. Prima poziție a fost premiată cu 5.000 de lei, al doilea loc cu 3.500 de lei, al treilea cu 2.500, iar ultimul cu 1.000 de lei.